Bună seara! Bine ați venit la acest Zoom din seara aceasta. Numele meu este Satu Lindgren. Vom discuta despre entitățile și spiritele Europei de Sud, de Est, scuze. Dacă doriți să vorbiți, o să vă rog să vă scoateți opțiunea de mute pentru calitatea înregistrării. O să păstrăm varianta de mute deocamdată pentru calitatea înregistrării. Aveți într-un colțișor un buton și dacă aveți zgomot de fundal, o să vă rog să păstrați varianta de mute pentru o înregistrare cât mai ok, inclusiv pentru viitor. De unde este acest ecou? Pentru că tot aud un ecou și mă întreb dacă tu ești Lorena. Ah, da, deci tu ești, da, ești vinovată. O, Doamne! Deci, numele meu este Satu, eu sunt din Finlanda, sunt aici împreună cu gazda în această seară, Lorena. Bună, eu sunt Lorena, eu sunt din România și ce putem descoperi astăzi în această seară? Și tu ești din Europa de Est, pentru că Finlanda este. Da, România nu știe nimeni de fapt unde este. Este Europa de Sud, este Europa de Est sau ce este? Nu este Europa de Sud, măcar asta știu, este sigur. Am învățat asta. Da. Oricum. Da. Cum să începem? Cum a început acest Zoom? Lorena, cred că tu m-ai întrebat dacă putem discuta și despre entitățile Europei de Est. Da, ai făcut cele două Zoom-uri de până acum despre entitățile Europei de Nord și entitățile Europei de Sud. Și eu m-am întrebat, când se va discuta și despre Europa de Est? Și tu m-ai invitat să creez împreună cu tine această Zoom. Da. Înainte de asta am făcut un Zoom care s-a intitulat cu Yvonne Gerner, care este și ea un facilitator, vorbește cu entitățile și s-a numit Entitățile de Nord, Europei de Nord. Și va fi doar un, m-am gândit așa, că o să fie doar un singur zoom pe acest subiect. Un subiect interesant, este amuzant de făcut despre entitățile din țările de Nord și Scandinavia. Și ne-am distrat foarte mult. A fost foarte simpatic și dintr-o dată aceste entități ale Pământului au fost următorul. Ce urmează acum? Fă-l pe următorul. Și am crezut că este doar un zoom așa, o singură dată. Dar oamenii au devenit interesați și au început să ceară acest lucru și am discutat și despre entitățile Europei de Sud. Așa că a fost acum câteva săptămâni, poate acum o lună, nu mi-amintesc exact. Și dacă sunteți interesați, aceste două zoomuri le puteți găsi împreună cu traducerile lor pe YouTube. Și fiecare dintre ele a fost un pic diferit, așa că sunt curioasă ce vom descoperi de această dată și unde ne va duce acest zoom. Ca să vă dau un pic de informație de fundal, este vorba despre un Zoom vorbește cu entitățile și dacă nu știți ce este acest lucru, este o parte din Access Consciousness, un subiect de specialitate sau un subiect special. În Access a fost început de către Shannon Hara, care este fica vitregă a lui Gary Douglas, care a fondat Access Consciousness și ea a început să vorbească cu entitățile și să creeze aceste clase și a scris și o carte
din ceea ce ea numește o necesitate. Necesitate. A trebuit să fac acest lucru pentru că ea a fost întotdeauna foarte conștientă de entități și entitățile au vorbit întotdeauna cu ea, dar ea s-a prefăcut că nu a fost conștientă de acest lucru și această ignorare a dus la tot felul de probleme. Avea tot felul de sentimente ciudate care o deranjau după multă vreme care a încercat să evite și să nu se uite la acest subiect. Nu este acolo, nu este acolo. Au început pur și simplu să fie din ce în ce mai intense. Și a zis, ei, trebuie să fac ceva în legătură cu asta. Haideți să ne uităm la acest subiect. Și așa a început vorbește cu entitățile. Și probabil că nu este singura. Din acest motiv a început să scrie și cartea și a început să facă sesiuni și să facă și clase, să predea acest subiect și acum sunt, cred că, 150 de facilitatori în toată lumea. Poate 150, destul de mulți și în ultimul timp acest domeniu a început să crească foarte mult. Dintotdeauna, Lorena, poți să te pui pe mut, te rog, câteva secunde să evităm ecoul? Pentru că pe mine mă deranjează zgomotele de fundal. Așa că mulțumesc. Sunt zgomote de fundal sau sunt de fapt entități? Asta este o întrebare bună. Este o întrebare cu adevărat bună. Pentru că eu sunt în Europa de Est acum. Deci, deja ele au început să vorbească. Satul, nu mai vorbi. Lasă-ne pe noi să vorbim acum. Ce vreți să spun? Așa cum spuneam, unul dintre lucrurile pe care putem face acum la început este să le cerem tuturor entităților care sunt aici și vor să vorbească cu noi. Da, știm că sunteți aici, dar puteți să mergeți puțin, să vă îndepărtați puțin. Mulțumesc! Și ne vom întoarce la voi în câteva minute. Este foarte amuzant cu aceste lucruri, pentru că de fiecare dată când fac un zoom pe această temă, începutul este întotdeauna destul de haotic într-un fel. Pentru că există toate ființele astea care devin foarte entuziasmate. Este cineva care în sfârșit ne ascultă. Vreau să vorbim despre asta. Vreau să fiu ascultat și vreau să spun ceea ce vreau să spun. Și în sfârșit cineva mă aude. Așa că, pentru că spuneam că multă vreme acest lucru a fost un subiect și a fi conștient de entități, pentru multă vreme a fost ceva care a fost evitat. Ca și cultură, noi am făcut acest lucru, am decis la un anumit punct că nu vrem să fim conștienți de aceste lucruri, că ne vom preface că nu există entități, că nu există alte ființe aici cu noi și să știm că oamenii morți printre noi, pur și simplu o să excludem această conștientizare din viața noastră și această percepție. Și oriunde am făcut asta, putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezeu de ori, right and wrong, good and bad, book and pod, all nine, shorts, boys and beyond. Și dacă nu sunteți familiari cu Access Consciousness, fraza pe care tocmai am rostit-o este fraza de curățare Access Consciousness. Dacă doriți mai multe informații despre asta, puteți merge la theclearingstatement.com sau puteți găsi orice facilitator pe paginile și grupurile de Facebook pentru a afla mai multe detalii despre ce înseamnă această frază de curățare. Dar partea bună este că nu trebuie să înțelegeți. Ea va funcționa oricum. Așa că eu voi folosi această frază de destul de multe ori în timpul acestui Zoom.
Și este amuzant pentru că percep ceea ce entitățile spun, da, noi cunoaștem fraza de curățare, așa că putem să mergem mai departe. Câți suntem în acest Zoom? Suntem 12 persoane în Zoom-ul de limba engleză. Mă întreb câte persoane sunt în Zoom-ul de română. În Zoom-ul de limba română sunt 6 persoane. Super. Și 9 în canalul de limba rusă. Super. Cum poate că e și mai bine de atât. Deci suntem câțiva oameni în acest Zoom, dar mai există și o grămadă de alte ființe care participă, așa că oriunde ne uităm și ascultăm doar la ceea ce eu spun sau eu spun aici în acest Zoom, distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezeu de ori, right and wrong, good and bad, book and phone, all nine, shorts, boys and beyonds. Și unul dintre lucrurile pe care cei mai mulți dintre noi le-au făcut este că am împins această percepție și conștientizare a entităților și le-am dat la o parte din viața noastră și ne-am prefăcut că nu există. În timp ce cei mai mulți dintre noi, de fapt, avem o percepție foarte dinamică a energiilor și a entităților care nu au corpuri. Și când încercăm să nu fim conștienți de ele sau să le împingem această conștientizare la o parte, vor începe să facă exact ceea ce s-a întâmplat cu Charlene. Vor încerca să te lovească în cap. Și tu ești, dar de ce mă doare capul? Pentru că percepția ta te lovește în cap. Și pentru că o entitate este aici pe care tu încerci să o ignori. Și apoi ești, nu înțeleg, de ce mă doare capul? Și asta nu se întâmplă doar cu entități. Facem acest lucru cu foarte multe lucruri din viața noastră. Pentru că nu vrem să fim conștienți. Și apoi ne prefacem că dacă ignor acest lucru sau dacă îl împing mai încolo, mult mai departe, dar când nici măcar nu ești dispus să te uiți la el și să-l vezi, te va afecta într-un fel în care nu-l poți vedea imediat, așa cumva pe ascuns. Și nici măcar nu știi ce te va lovi. Și oriunde am fost sub efectul percepției și conștientizării noastre, putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezeu de ori, right and wrong, good and bad, book and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Și de multe ori nu trebuie să facem nimic cu conștientizarea noastră, pur și simplu avem și o avem și să o recunoaștem. Da, exact. Este într-adevăr ceva ce apare foarte des în partea aceasta de vorbește cu entitățile, pentru că cei mai mulți oameni consideră că dacă sunt conștient de toate aceste conștient, de toate aceste entități de care eu sunt conștient, de fapt, ce trebuie să fac cu asta? Trebuie să le curăț pe toate, să vorbesc cu toate, ce fac cu toate astea? Dar nu trebuie să faci nimic. Cu nimic din toate percepțiile pe care le ai, nu ai o responsabilitate de a face ceva cu asta. Poți să alegi să fii conștient de asta și de cele mai multe ori, pur și simplu faptul că recunoști acest lucru este ceea ce îți va face viața mai ușoară. Și nu. E ca și cum ai merge pe un drum și este plin de găuri și tu te întrebi de ce este atât de greu să mergi pe acest drum. Și apoi când te lași, îți permiți să vezi găurile astea pe drum, drumul ăsta este plin de găuri, nu înseamnă că trebuie să începi să repari drumul. Poți să spui pur și simplu, voi alege să merg pe partea cealaltă.
Nu, pur și simplu nu te mai împiedici singur. Deci, oriunde am decis că dacă suntem conștienți de ceva și percepem ceva, trebuie să facem ceva în legătură cu asta, distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezeu de ori, right and wrong, good and bad, po can pod, all nine shorts, boys and beyonds. Și tot ce am decis că este percepția și conștientizarea și nu este, și tot ce am decis că percepția și conștientizarea nu este și ea de fapt este, distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezelion de ori, right and wrong, good and bad, po can pod, all nine shorts, boys and beyonds. Putem să facem, pot să spunem pot poc una la cealaltă. Da. Exact. Și este de asemenea legat de multe entități și aceste spirite ale Europei de Est. Am făcut această serie de entități ale Pământului și m-am uitat la pământ în diferitele zone ale lumii și același lucru se aplică la fel acestor ființe ale pământului, că nu trebuie neapărat să facem ceva în legătură cu asta, dar când începi să recunoști că există totuși aceste ființe diferite, acest lucru va începe să creeze schimbări foarte, foarte, foarte mari. Nu știu dacă ați văzut Peter Pan. Cred că am folosit acest exemplu în toate zoomurile de până acum, dar este foarte elocvent, se explică singur. Pentru că în Peter Pan există această zânuță, clopoțica, și ea spune că, nu știu dacă ea spune sau altcineva spune acest lucru, că atunci când un copil încetează să mai creadă în zâne, o zânuță moare. Așa că nu este atât de dramatic dacă nu credem în spiritele Pământului, ele mor, dar putem să ne uităm la ele ca dacă ai oameni în jurul tău și ei se prefac că tu nu existi, nu vor vorbi cu tine, tu încerci să vorbești cu ei și se uită în partea cealaltă și te ignoră total, vei începe și tu să te simți puțin ciudat. Și la un moment dat vei începe să crezi că poate că nu ești dorit acolo și nu meriți asta și nu vei mai fi acolo și poate și tu vei începe să crezi că nu existi. Deci oriunde am ignorat toate aceste ființe diferite care sunt aici cu noi, putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezelion de ori, right and wrong, good and bad, book and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Îmi pare rău, Ana și Ana, nu am vorbit încet așa cum m-ați rugat. Așa că să luăm o pauză de traducere. Deci, da, te rog. Este pe de amuzant. Da. Și de asemenea, cu entitățile, este că ele nu comunică în același fel ca noi, în mod necesar. Uneori, câteodată, poate că da, dar. A, și nici măcar nu v-am explicat ce înseamnă o entitate. Când spunem entitate, la ce ne referim, de fapt? Da, este un punct, un reminder bun în cazul acesta. Mulțumesc, fată. Deci, entitățile, dacă te uiți dintr-un punct de vedere al unui dicționarului, este orice energie care este definită. Deci, poate să aibă un corp, dar nu neapărat, nu trebuie să aibă un corp. Și asta înseamnă că noi toți suntem de asemenea entități, pentru că suntem definiți într-un fel. Suntem o ființă definită sau energie, dar avem și un corp. Dar aceste entități și ființe, ca spiritele naturii, cele mai multe dintre ele nu au un corp și comunică în feluri diferite, nu au o gură.
Ele nu vorbesc așa cum vorbim noi, așa că multele dintre ele comunică mai mult cu imagini sau pur și simplu percepi ceva. Așa că comunicarea și sunt foarte rapide. Probabil că acesta este motivul pentru care eu vorbesc atât de repede în această seară și de cele mai multe ori vorbesc rapid, dar în această seară am vorbit chiar foarte rapid. Așa că mă întreb de ce ar fi nevoie ca noi toți să fim atât de rapizi pe cât putem fi. Și tot ceea ce nu permite chestia asta distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezeulion de ori, right and wrong, them bad, book and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Și totul nu ne, ce nu ne permite să comunicăm cu viteza spațiului, cu o ușurință totală, distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezeulion de ori, right and wrong, the bad, book and pod, online, shorts, boys and beyonds. Și totul ce nu ne permite să avem comunicarea telepatică, care noi suntem de fapt și pe care noi o întrupăm, distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezeulion de ori, right and wrong, the bad, book and pod, online, shorts, boys and beyonds. Super. A fost amuzant. A fost, s-a auzit dintr-o dată un zgomot puternic la mine în casă. Poc. Deci, da. Ce fel de ființe ați fost voi întotdeauna conștient și ați perceput în timpul vieții voastre și ați încercat să le ignorați pentru că ele nu au un corp similar cu al vostru. Da. Și tot ce nu vă permite să începeți să recunoașteți aceste ființe diferite, distrugem și decrem în totalitate de un Dumnezeulion de ori, right and wrong, them bad, book and pod, online, shorts, boys and beyonds. Și permiteți-le să înceapă să aibă o voce, vocea lor. Și Paula scrie încet, dragoni. Da. Deci asta este un lucru. Din această cauză am făcut partea de introducere cumva foarte rapid pentru că aș dori să discutăm despre ce fel de ființe există în Europa de Est. Ce fel de ființe există în România și în Slovenia și în toate țările balcanice și în Europa de Est și în țările baltice, în Rusia. Deci, bună la toată lumea! Salutare! Super! Wow! Bună! Salutare tuturor ființelor! Și asta putem să facem cu toții, să salutăm aceste ființe și aceste energii care sunt prezente aici cu noi și care au vorbit cu noi întotdeauna în timpul vieții noastre și noi le-am ignorat până acum. Și să le spunem salutare! Bună! Bună! Și asta este începutul creierii unei realități diferite în care recunoașteți și percepeți tot ceea ce este în jurul nostru și oriunde a vorbi cu entitățile și cu spiritele naturii este cumva semnificativ sau are nevoie de un training special sau trebuie să fii cumva foarte special, un șaman, ceva, putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezeulion de ori, right and wrong, then back, book and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Vorbeam de curând cu o prietenă de-a mea și ea face de asemenea access și vorbește cu entitățile specific. Și cum probabil mulți oameni sunt șamani sau mediumi care sunt șamani sau medium, nu cred că le place în mod special să vorbească cu entitățile. Pentru că acest lucru ne dă tuturor uneltelor
uneltele pe care le folosim, să putem comunica direct și nu avem nevoie de medium între noi și de un medium între noi și percepția și conștientizarea noastră. Deci, oriunde ați trimis percepția și conștientizarea voastră către alți oameni, șamani, mediumi, doctori, șefi indieni și toate aceste, toți acești oameni distrugem și decrem în totalitate de Dumnezeu de ori, right and wrong, then back, book and pod, all nature's voice and beyond. Și să ne cerem înapoi cunoașterea și percepția, right and wrong, then back, book and pod, all nature's voice and beyond. Și super, văd că avem și pe cineva din Bulgaria în seara aceasta împreună cu noi. Bună! Sunt foarte curioasă despre ființele diferite din aceste țări diferite. Un lucru dintre, una dintre chestiile care a fost întotdeauna interesante pentru mine, încă de când am început să fac această serie despre entitățile Pământului, atunci când am făcut prima parte despre țările nordice, ce zgomot de fundal interesant, am căutat pe Google niște imagini legate de mitologia scandinavă și despre aceste ființe care sunt legate de ele și mă uitam la aceste imagini și citeam ce am găsit scris acolo și ziceam, oh, sunt niște chestii destul de întunecate. Erau troli, erau niște articole despre troli și sunt personificați așa ca niște monștri, niște ființe întunecate, destul de întunecate și niște imagine și trăiesc în peșteri și păduri întunecate și această întunecime este cumva ceva folosit pentru a ascunde, pentru a ascunde percepția și cunoașterea, ca să nu ne uităm acest lucru. Pentru că, da, este întunecat și atunci este, nu vrem neapărat să ne uităm acolo. Deci, oriunde am ascuns cunoașterea și percepția noastră în întuneric, ca să nu ne uităm la ea, putem să distrugem și să decrem în totalitate de un Dumnezeu în teori, right and wrong, then bad, book and pod, all nations, boys and beyonds. Și oriunde am să spiritele pământului au tras peste ele această capă de întunecime și noi o credem și noi o ținem în loc împreună cu ele, ca să se poată ascunde, da, și nimeni nu se va uita la ei, distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezelion de ori, right and wrong, good and bad, book and pod, all night, shorts, boys and beyonds. Wow! Alben spune că, da, s-a trecut la ora de iarnă, ziua este mai mică, da. Deci, economisim lumina zilei și va fi și mai întuneric ca să nu ne uităm la aceste ființe și să nu ne uităm la percepțiile și conștientizările noastre. Da. Și a fost foarte interesant să mă uit la ceea ce, și cred că se aplică de asemenea la zone diferite, dar era foarte evident că aici în nord aceste ființe au fost foarte ascunse. Se ascund ele în zile. Nu au dorit ca noi să le vedem pe ele și noi am fost, da, nu o să ne uităm. Deci a fost un contracte și promisiuni. Oh, nu vreți să vă vedem? Nu vă vom vedea. Ați pus peste voi această capă întunecată, nu o să mă mai uit, este înspăimântător. Așa că, cum ar fi dacă nu am crede toate aceste povești și tertipuri de folosite pentru a se ascunde? Cum ar fi dacă ne-am uitat la asta? Oh, această întunecime este o tehnică de ascundere. Sau ce este asta? Super! Ascunzi ceva. Mă întreb ceea ce este asta.
Și întrebarea mea este, de asemenea, este acum timpul pentru asta? Albena întreabă de asemenea, ce percepi? Știi, Albena, poți să pui și tu o întrebare și să te scoți de pe mus și să vorbești cu mine, dacă dorești. Dar diferențele dintre entitățile Europei de Est. Este o întrebare foarte bună. Mă întreb, ar dori ele să se facă cunoscute pentru noi și pentru voi toți, ca voi să nu trebuiască să întrebați pe altcineva în legătură cu percepția și conștientizarea voastră și să fiți voi înșiși conștienți și să percepeți și tot ceea ce nu permite asta, distrugem și declarăm în totalitate de un Dumnezeu de ori right and wrong, good and bad, fuck and pot, all nine shorts, boys and beyond. Și aceste diferite spirite ale naturii sau entitățile pământului este foarte amuzant, sunt distrasă în continuu de zgomote. Dacă te întrebi care sunt entitățile Europei de Est, pur și simplu ascultă zgomotele de fundal din casa mea. Da, satul, nu mai vorbi, lasă-mă pe mine să-ți spun. De asta nici măcar nu vorbesc. Da, băieții ăștia vorbesc atât de mult, așa că eu doar o să stau și să mă relaxez. Albena spune că ele, aceste entități au pus microfonul pe mut. Da, asta este ceva ce se întâmplă de multe ori cu entitățile, că atunci când începem să vorbim despre ele, există această tăcere. Asta am observat foarte mult în Finlanda, că aceste ființe sunt nu o să vorbești despre noi, nu, în niciun caz, nimeni nu o să vorbească despre noi. Și cu Europa de Est aș spune că este un pic diferit, nu există atitudinea aceasta, nu vorbești despre noi. Ele sunt mai degrabă, hei, noi suntem aici, am fost suficient de supărați că ne-ați ignorat pentru o vreme atât de lungă, ceea ce este un pic amuzant, cât de mult putem spune, hei, ne pare rău că te-am ignorat pentru o vreme atât de lungă, acum vă văd, acum este timpul. Și ce voiam să spun înainte era faptul că aceste spirite ale pământului și entități diferite sunt parte din ecosistemul pământului. Din ecosistemul pământului sunt parte din această planetă și parte din ceea ce face această planetă să prospere, să trăiască. Și un lucru interesant pe care l-am mi-am dat seama în ultimul timp este că în multe țări vorbim despre oamenii care se mută din zona rurală către orașe și zona rurală devine foarte goală, nimeni părăsită, nimeni nu mai locuiește acolo și nu este, oricum să exprim asta, nu are sens să mai locuiești în zona rurală pentru că recoltele tale nu îți oferă suficienți bani a te putea întreține sau nu mai poți să supraviețuiești locuind în zona rurală. Și am început să mă întreb cât de mult are acest fapt legătură cu faptul că oamenii au încetat să mai creeze împreună cu pământul în aceste zone, pentru că înainte oamenii locuiau în zone rurale, aveau câmpurile, aveau animalele și așa își creiau, așa își aveau traiul și aveau cele necesare traiului în aceste zone. Și creiau aceste lucruri împreună cu spiritele naturii. Erau în comuniune cu ele.
Și în alte culturi aveau aceste jertfe și, de exemplu, prima recoltă a sezonului trebuia să o oferi lor. Existau tot felul de aceste de contracte cu ele, să le spunem. Și apoi am încetat să mai facem chestia asta, în special odată cu răspândirea creștinismului și a diferitelor religii. Am încetat să mai fim în comuniune cu spiritele pământului și să mai creăm împreună cu ele. Și zona rurală nu mai este vie. Pur și simplu, oamenii nu mai pot să trăiască și să prospere acolo cu adevărat, pentru că nu creăm împreună cu ceea ce este acolo. Și oamenii se mută în zona urbană. Și nu spun că este un lucru rău sau un lucru bun, ci pur și simplu mă întreb cât de mult acest lucru a avut un efect asupra acestei stări, de fapt. Și, da, mă întreb de asemenea ce altceva este posibil, pentru că ce am observat în Finlanda de multe ori este că aceste spiritele a pământului sunt foarte fericite că oamenii nu trăiesc acolo. Asta este zona mea și voi nu veniți acum aici. Pentru că noi suntem aici, în această planetă, împreună, toate spiritele pământului și noi, cu aceste corpuri, suntem aici împreună. Și vom crea noi împreună sau vom continua să creăm această separare și aceste zone diferite? Cel puțin zona de nord a Finlandei este rezervată pentru spiritele naturii și oamenii nu o să meargă acolo sau o să începem să creăm ceva împreună. Și asta aceste zoom-uri pe care le-am făcut până acum au fost o invitație fix în această direcție. Să începem să ne uităm la ce putem crea împreună dacă nu ne mai ignorăm unii pe alții. Și percep cât de mult aceste entități care se ascund în zona rurală, cât de mult oamenii care locuiesc în zona urbană se prefac că nu știu nimic despre entități sau entități sau spirite ale naturii poate avea o legătură cu ei. Da, exact. Exact, este fix asta, este exact ce mă întrebam și eu, cât de mult ne-am mutat în orașe ca să putem să pretindem că entitățile nu există, ca să ne tăiem pur și simplu percepția și conștientizarea. Da, deci nu este ca și cum ar fi corect sau greșit, doar mă întrebam dacă trebuie să tai atât de mult din percepția și conștientizarea ta și trebuie să te muți din zona rurală în zona urbană pentru că vrei să îți eviți percepția, poți tu să ai cu adevărat alegere totală sau funcționezi pur și simplu din această realitate limitată în care nu poți să alegi decât această bucățică, această feliuță, pentru că tot restul a însemna că trebuie să fii percepți și să conștientizezi, să fii conștient. Deci, oriunde ne tăiem percepția și conștientizarea, ca să nu avem cu adevărat alegere, putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezelion de ori, right and wrong, good and bad, book and pod, online și război în viață. Și noi toți suntem conștienți de entități în feluri diferite. Eu, de exemplu, sunt conștient de spirite ale naturii și de entități. Nu înseamnă că tu trebuie să fii conștient în același fel sau dacă nu percepi lucrurile în același fel, nu înseamnă că tu ești greșit sau că eu sunt greșită. Sau toți aveți simțurile voastre ale entităților și conexiunea voastră personală diferită cu diferite feluri de entități. Eu, de exemplu, am locuit cea mai mare parte a vieții mele aici în Finlanda. Deci am o conexiune diferită cu această zonă și cu entitățile, cu acest pământ și cu entitățile de aici.
Și bazându-vă pe locul în care voi trăiți și viețile voastre trecute, aveți o conexiune diferită cu diferite feluri de entități și aveți capacități diferite cu ele. Și poate că voi sunteți conștienți de diferite ființe de care nimeni altcineva nu mai este conștient. Și când îți permiți să recunoști acest lucru va deveni o posibilitate în lume. Deci, și apoi ajungem la momentul în care ești tu și schimbi lumea prin doar faptul că recunoști ceea ce ești și ceea ce percepi, de ce ești tu conștient. Deci, tot ce nu-ți permite să recunoști totul de care ești conștient și percepi, acum, în momentul acesta, putem să distrugem, să decreăm în totalitate de un Dumnezeu iudeu, right and wrong, good and bad, pug and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Și toate aceste ființe diferite care ar dori să vorbească cu voi, dorești să le permiți să vorbească cu tine? Și nu înseamnă că trebuie să faci nimic în legătură cu asta. Dacă îți spun să faci ceva, nu trebuie să faci asta. Poți doar să recunoști și să le saluți. Pur și simplu. Să spui, a, ești aici. Super, bună. Salutare. Și să începi să percepi ceea ce tu percepi fără nevoia de a defini ceea ce percepi. Și asta este ceva ce trebuie important amintit, în special legat de spiritele naturii și entitățile pământului. Când începi să le definești, le pierdem. Pierdem percepția legată de ele, pentru că multe dintre ele nu sunt similare cu noi. Nu au corpuri similare, poate că nu au corpuri deloc, sunt foarte diferite față de noi. Și mintea noastră, dacă ne uităm la aceste ființe diferite, prin filtrul minții noastre, încercând să le punem în anumite cutii sau să ne gândim logic în legătură cu asta, sau putem să le căutăm pe Google și să găsim aceste ființe diferite și să vedem cum ele arate așa cum le-au perceput alți oameni și să începem să le punem aceste cutii, acolo ne limităm posibilitățile și unde limităm percepția, pentru că ele nu încap în cutiile definițiilor pe care le avem noi disponibile la acest moment. Așa că oriunde limitezi posibilitățile definind percepția și ceea ce tu poți conștientiza, putem să distrugem și să decrem în totalitate de un Dumnezeu de ori, right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. O, Doamne, cât de mult felul în care au fost portretizate aceste entități a fost făcut ca să creeze fix această separare și această frică și respingere, tocmai ca să nu fim în comuniune cu ele. Exact. Exact asta am perceput și eu atunci când mă uitam la aceste imagini diferite pe care le-am găsit. A fost foarte interesant, pentru că am căutat pe Google imagini despre mitologia românească și multe dintre ele, desene sau imagini care erau acolo, erau pur și simplu ale unor ființe care erau destul de înspăimântătoare. Nu vreau să am nimic de a face cu ființele astea. Așa că gândește-te doar la Dracula și da, știi? Exact. La vampiri, pentru că încercam să găsesc cuvântul ăsta și nu mi-l mai aminteam fix pe ăsta. Da, exact. Și apoi am văzut
Am văzut niște creaturi asemănătoare cu lupii și unele cu troli, așa că tot felul de lucruri. Toate imaginile pe care le punem pe lucruri ca să nu primim, distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezelion de ori, right and wrong, good and bad, puck and pot, online, shorts, boys and beyond. Albena râde. Da, deci. Pare cumva foarte interesant. Și pare că entitățile și spiritele sunt cumva ce naiba se întâmplă aici. Deci, în zoom-ul anterior pe care l-am făcut, am vorbit asemenea despre... Cred că a fost unul pe care l-am făcut în finlandeză. În fine, am discutat despre că aceste ființe, aceste spirite ale pământului, au și ele punctele lor personale de vedere în legătură cu noi. Și dacă ai fost ignorat timp de 500 de ani și ți-a fost spus că nu existi și ai avut toate aceste lucruri proiectate asupra ta, este posibil să ai un punct de vedere sau câteva legate de oameni de asemenea. Deci toate aceste ființe care acum sunt dispuse să renunțe la punctele lor de vedere legate de noi, putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezelion de ori, right and wrong, de mad, fuck and pod, or nine shirts, boys and beyond. Și toate punctele de vedere pe care noi le avem despre spiritele pământului putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezelion de ori, right and wrong, de mad, fuck and pod, or nine shirts, boys and beyond. Toate punctele pe care spiritele pământului le au în legătură cu noi, putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezelion de ori, right and wrong, good and bad, puck and pod, all nine shores, boys and beyond. Toate punctele de vedere pe care noi le avem despre noi în legătură cu spiritele pământului și spiritele de pământului le au despre noi, în legătură cu ele putem să distrugem și să decreăm în totalitate de un Dumnezeu de ori, right and wrong, good and bad, fuck and pod, all nations, boys and beyond. Da. Deci, de multe ori ne uităm la ele și credem că ele sunt conștiente și ele nu au puncte de vedere și asta cred de multe ori în general oamenii despre entități. Că ele sunt mai conștiente sau că ele nu ar avea un punct de vedere, dar ele nu sunt în mod, nu sunt neapărat mai conștiente decât noi. Doar pentru că ele nu au un corp, nu înseamnă că ele nu au un punct de vedere sau o judecată sau agende. Așa că trebuie să începi să lucrezi cu ele așa cum ai lucra cu oricine care are un corp. Așa că același unelte de comunicare se aplică și cu ele, a pune întrebări și să fii conștient de ceea ce ești tu conștient. Pentru că aici în Finlanda, ce am observat cu multe dintre ele este faptul că, pentru că eu am locuit câțiva ani în străinătate, în alte țări, și când m-am întors aici și am început să fac acte și lor nu le-a plăcut. Erau pur și simplu nu. Și auzeam tot timpul chestia asta. Mută-te de aici, pleacă în altă parte. N-ar trebui să fii aici. Și Albena spune că și ei s-a întâmplat același lucru. Oprește-te din a face acte sau te muți de aici. Dar nu fă aici. Nu fă aici chestia asta. Oprește-te. Nu faceți lucruri aici. Și am fost, cine sunteți voi? Și apoi am început să am conversații cu ele. Și să le explic. Uite, eu nu încerc să vă iau pământurile, nu sunt aici să distrug nimic, pentru că unele dintre lucrurile despre care ele erau îngrijorate era faptul
ce se va întâmpla dacă oamenii vor deveni mai conștiente, mai conștienți despre ele. Și apoi, hei, eu vreau să vă protejez, nu sunt aici să distrug nimic, să creez distrugere pentru voi. Sunt aici ca să mă uit la ce este, altceva este posibil și ce putem crea împreună. Sunteți interesați de chestia asta? Și să le arăt diferite lucruri despre Access. Și asta este ce înseamnă asta, ca și cum mai face o clasă introductivă. Pentru oameni. Așa că am trebuit să fac același lucru pentru spiritele naturii de aici, din Finlanda. Așa că, da. Ce feluri de conversații puteți avea voi cu ființe și spirite și entități în locul și în țara în care voi sunteți, care va crea mai multă ușurință pentru voi? Da. Este ca și cum câteodată oamenii au aceste proiecții, că desigur că spiritele sau spiritele pământului sau entității lor le-ar plăcea mai mult accese, dar nu neapărat. Unora s-ar putea să da, dar unele dintre ele nici măcar nu știu ce este access consciousness. Da, să facem o clasă introductivă pentru entități. Da. Și asta este de asemenea, aceste clase nu sunt doar ca oamenii să învețe despre entități. Este și o invitație ca diferite ființe să vină acolo și să învețe despre access și să primească uneltele. Ca și ei, ca și ele să le poată folosi în cercul lor de entități. Și da, și am niște, acum mi-apar niște imagini foarte amuzante. Da,